tenho uma que é Magdalena Volocan, se eu vou invitar lá podcast a lutar também o cara se chama Radio Lumina. 1-2, 1-2, astăzi este zi de joi și speram să-l trimitem pe nouă la grădiniță, dar el în continuare are febră. Am mers ieri la spital și am aflat că e normal, că e normal un copil să aibă febră, noi asta am aflat. Am venit cu nouă impacientându-ne, Nata se îngrijora, crede că e pneumonie, că băi, o leacă ciudat. În septembrie tușește, în octombrie tușește, în noiembrie tușește cu febră, ce se întâmplă? Ne-am amintit, bineînțeles, că la Chișinău niște doctori l-au băcșit cu antibiotici pentru că tot aveau tusă și i-a dat câte hormon să-l liniștească. Și asta, presupunem noi, i-a omorât destul de binișor din floră, din imunitate. Noi, din păcate, n-am stat să o întărim înapoi această imunitate și această floră. Și amu, cred că plătim pentru asta. Am fost la spital și... Doctorul cu un argument genial. Da eu tot am copii mei. Moi aussi, je d'enfant. Il y a de virus maintenant, hey, madame. Și au zis că odată cu COVID-ul au schimbat protocolul de triaj, de triere a copiilor la spital. Că până amu era, dacă vii și ai mai puțin de 3 zile de febră de 38,5, nici nu se uită nimeni la tine. Amu, trebuie să ai 6 zile de febră. Și mi se pare curios asta. COVID-ul a pus presiune pe sistemul medical. Și nu din considerente sanitare neapărat au luat această decizie, da? Că și cum, băi, reformă, revoluție în pediatrie, gata, am înțeles, copilul trebuie să aibă 6 zile de febră, nu. Dar hai, stați acasă 6 zile și numai după asta veniți la spital, ok? Că spitalele supraîncărcate, noi avem o pandemie și după asta veniți. Cac bă, dar nu se putea asta de făcut și 20 de ani în urmă, și 5 ani în urmă, și 3 ani în urmă. Dacă tot amu e voie și amu e ok 6 zile cu febră, stai acasă. Anyway, eu mă pricep la puține, dar pe mine în continuare mă deranjează faptul că noi venim și nouă ni se administrează ceva care luptă cu consecințele. Dar nu cu o cauză propriu-zisă. Nimeni nu stați să sepe și să vadă ce se întâmplă, de fapt. Eu dat un Tylenol, 8 ceasuri liniștiți, părinții adorm copilul, se relaxează normal. Dar... să ni se spună ce să facem ca data viitoare să fim mai puternici în fața pericolului, ioc. Anyway, poate pandemia asta ne va învăța și acest aspect. Poate ne vom învăța să investim și în prevenție, nu doar în făcut curat, post factum. Prieteni, eu vă datorez o explicație, că nu în fiecare zi fac eu un podcast. Și dacă faci un podcast, trebuie să-l explici la oameni. De ce faci un podcast? Eu nu odată mă întreb, pe mine nu odată mă întreabă oamenii dragi de ce eu fac un podcast, de ce am nevoie de asta, despre ce este podcastul meu, cum am de gând să-l distribui, o să fie public, o să fie pentru toată lumea, o să fie doar pentru patroni. Și Scacova, eu cred că cineva ar avea timp, ar avea dorință, ar avea căști Bluetooth, ca după și vede deja hlebăresca mea cu lumina și internetul grăiește în feed de pe Facebook și YouTube, să mai aibă încă, să încapă încă în inima lui sau a ei Radio Lumina Scacova. Și apropo, deși eu am investit în microfoane, deși am băgat bani în cabluri, în preamplificator, fără ca măcar să înceapă produce ceva, asta e de aproape de un an asta se întâmplă la mine. Scacova. Dar în același timp ce trebuie din notat în basein fără apă sau ce? Mai întâi torni apă, după asta din viața nota, așa eu cred că. Eu de vreo 400-500 de ani, un an, încerc să pornesc acest podcast și audio și video, dacă se poate. Voi spuneți că se poate, mă întrebați apuhai, când? Apoi că eu mă ating că deja l-am lansat și probabil o întrebare ar fi ce m-a oprit, ce m-a ținut încleștat și blocat atâta timp. De ce abia acum podcastul Radio Lumina? Și eu am o problemă cu întrebarea asta, de ce abia acum? Și eu nu odată o adresez, mai ales în contextul în care comentez noutățile din Republica Moldova, comentez acțiunile, inacțiunile unor politicieni de la noi. De ce abia acum cu vaccinul, de ce abia acum cu gazul, de ce abia acum cu reforma? Și de curând am început să-mi dau seama că nu prea are rost. N-are niciun rost să întrebe așa ceva. Eu am ajuns să cred cu putere în faptul că tot își are timpul potrivit. Acum, ați văzut? Numai și-a fost acum. Acumul care a fost, nu mai este acum, pentru că acumul de-amu
Ialtamu. Dar el de-am noi. Apoi că acumul ăsta din această clipă, el n-are cum să se întâmple acum, pentru că acum se întâmplă alt acum. Și a fost acum, și a fost atunci. Cu siguranță ăsta e un subiect care merită dezvoltare. Sper, poate tăman după și să încheie perioada asta mea de abstinență, de alcool și ierbanos, să revin. Întrebarea de ce acum, pentru mine, îmi amintește de unii oameni care mă întrebau, băi, de ce tu abia acum ai început să faci lumină și să vorbești despre politica moldovenească? Tu ai fost în televiziune la Sari și Pierd, de ce abia acum? Și m-am gândit, dar cum e să întrebi un copil de vreo 2-3 ani care abia începe a învăța să mănânci singur? Cu lingurița, cu furculița, astea prochi, să-i reproșez. Băi, dar de ce, băi, brătan, brăciș, dar de ce abia acum? De ce până acum n-ai putut? De ce până acum ai ținut țâțâca în gură? De ce până acum nu te-ai învățat? Понимаешь? Și eu chiar cred că o meritat așteptarea. O meritat tărăgănarea. A meritat să mă văd venind, să mă așez în fața compului, să pornesc computerul, audio mixerul, camera, să înregistrez și să nu spun nimic mai mult decât bună seara, bun găsit la Radio Lumina. Bună seara, bun găsit la Radio Lumina. Bun găsit la Radio Lumina. Hai noroc, prieteni. Hai noroc, prieteni, și bun găsit la prima ediție. Nimic mai mult decât atât. 12 luni aproape o durat asta. În ultimele 6 săptămâni eu am cam lipsit cu emisiunea Lumina pentru că am încercat să înțeleg cât timp o să-mi ia să fac un podcast. Dacă pot să fac Radio Lumina de unul singur, dacă pot să găsesc prieteni de drum care să fie contribuitori, care să contribuie cu timpul, cu talentul lor, să fac tot felul de emisiuni de astea la distanță, remote podcasting. Și în general să văd dacă se merită, dar văzutul ăsta dacă se merită mai mult e pe seama voastră, voia să veniți cu sulița sau cu masajul. Am învățat cum să folosesc Adobe Audition, softul de editare a sunetului, și după câteva săptămâni am învățat că n-am învățat nicio boabă, nu mă pricep nicio boabă la Adobe Audition și vocea sună prea procesată, prea tare, prea înșet, prea Andrei, cum suni tu? Prea mult zgomot pe fundal de la laptopul ăsta Dell pe care l-am pus la un kilometru distanță, pentru că laptopul ăsta Dell e cuptorul ăsta Dell, el e un cuptor cu inducție care unde-s ouăle? Dați-mi ouăle să le prăjesc! Cine a inventat fanurile astea, cum se cheamă? Ventilatorile astea din Dell, nu? Dar, cum zic, sunt două tăișuri ale acestei sebii. Pe de-o parte faci zgomot, dar pe de-altă parte am rămas cu rinichii intacți, pentru că nu a trebuit să dau bani pe MacBook. Mai adunăm rinichii, am aflat că după o vârstă oarecare mai apare la bărbați câte un rinichi extra și ai putea să ajungi să-ți cumperi și MacBook. Am filmat destul de multe probe, nepostate, bineînțeles, probe cu mine făcând Radio Lumina. Am filmat și câteva probe deja cu podcast la distanță, remote podcasting. Recomand o platformă, dar platformă, mă, ce cu tine, învață să vorbești la podcast. Lumea ascultă în căști și vrea calitate. Recomand o platformă pentru asta, se cheamă Restream.io. Ea, de fapt, este o platformă și pentru streaming live, pe multiple platforme de streaming și o platformă de podcasturi în care tu poți să vorbești cu cineva la distanță și poți să înregistrezi două doroște de sunet, una a ta și una a invitatului, invitatii tale. Riverside FM, la fel, eu nu sunt afiliat, nu prinesc boașlă de la ei, dar una cere o leacă mai multă producție, mai mult efort în preproducție, alta cere o leacă mai multă muncă în postproducție. Da, anyway, am început frustrările odată cu aceste reușite, nereușite încercări. Am testat mai multe microfoane, mi-am luat un preamplificator de la DBX. E cel mai ieftin, dar deja e un overkill, e mai mult decât aș fi avut nevoie, da? Știți, capitalismul e ca un râu, se cheamă Amazon, poate ați auzit așa, un râu care te invită în mrejele, în apele lui și după asta nu mai ieși. Am găsit o ofertă bună și mi-am luat un preamplificator de la DBX, care sper să-mi salvez o leagă de timp în post-producție. Și am zis, de curând, să încep a nu mă mai teme. A nu mă mai teme de oameni, de a contacta invitați, a nu mă mai teme de failuri, a nu mă mai teme de foi albe de pe Google Docs. Și să încep. Să încep să filmez, să caut formule prin care să distribuie acest podcast la un public mai larg și în același timp să generez o serie de podcasturi private doar pentru patronii Lumina. Mi-a luat o leagă de timp.
că se pot genera aceste emisiuni, am dat de capăt într-un final. Platforma Patreon lucrează cu platforma de podcast în care, sigur, asta o leacă cu năbădăi, o leacă trebuie să explic la oameni și knop și trebuie de apăsat și pe unde, dar sper să prindem oboroate. Știți, Radio Lumina pentru mine e ca un harbuz, ca un harbuz de ăsta cu coaja groasă, care te face să dai mai greu de miez, dar când ajungi, vezi că e dulce, n-are sâmburi și e răscopt. Un om care m-a motivat destul de mult să scot din mine Radio Lumina, într-un final, este cântărețul Andrei Glavan. El, apropo, a și muncit la grafica pe care voi vedeți, la desenele astea cu radio și fața mea și microfoane și lunini, care apar la început și la sfârșit în versiunea video. Cu Andrei Glavan, apropo, tot vreau să fac și o serie de podcasturi recurente în care el este colaboratorul meu, în care este contribuitor. Și vrem să ne axăm mai mult pe ce înseamnă viața de artist în Moldova, viața de artist în Canada, viața de artist în internet, ce înseamnă să te înveți, să prinzi la curaj, să ceri ajutor de la oameni atunci când vrei să-ți iei o cameră, vrei să investești în echipament, când vrei să fii susținut pe timp de pandemie. O să vorbim și despre sănătatea mentală, așa cum ne pricepem noi cu neștiințele noastre. E empiric. Andrei m-a făcut să înțeleg că Radio Lumina nu sună chiar atât de rău, nu sună cu mult mai rău decât Waking Up al lui Sam Harris sau emisiunea Rock Cancelaria de la Teleradio, de la Postul Național de Radio. Într-un mesaj privat, și aici ar trebui să caut screenshot-ul, să am un compromat pe Andrei Glavan, Andrei mi-a recunoscut că eu cânt mai bine decât 66%, decât două treimi, da? De cântăreț și cântărețe din Moldova. Tot nu ceva, poate nu trebuie să merg la umor. Poate trebuie deodată la передача «Волос Украины». «Волос», «Голос», а? Tata meu постоянно face glumea asta. Și eu, în continuare, consider unul de cele mai bune jocuri de cuvinte. Știi? Odată cu vârsta încetez să mai vrei să te joci cu cuvintele, dar asta o consider destul de bună, pentru că să înlocuiești «Голос» cu «Волос» e destul de râs. Мне очень нравится слышать твой волос. Ты слушаешь радио «Волос Америки»? А что подсказывает вам ваш внутренний волос? Destul de râs, eu cred. Sper să tolerați aceste momente de genialitate. Și acum, foarte important, despre intenția mea, despre socoteala de acasă versus speculanței de la piață. Poate eu voi face Radio Lumina odată la două săptămâni. Poate eu voi face mai des, poate eu voi face mai rar, poate noua iar e bolnavă acasă și eu înregistrez o variantă și nu s-aude sau înregistrez și trebuie să mergem la spital. Poate după două luni îmi voi mușca un cot și o să rămân mut, fără cuvinte, și o să urlu. Na cuia nu trebuie niciodată asta, na cuia, eu promit mai mult decât pot să realizez. Dar dacă tot mă frământ în borșul ăsta de frică și perfecționism, și câștig eu din tot asta? Eu mă tem de consecință care s-ar întâmpla dacă eu aș face acest pas, dar eu nu-l fac pentru că mă tem și respectiv nici consecință nu sunt. Atunci eu deși mă tem că cumva eu îmi fac acest acoperiș deasupra mea. E doar o invenție. Tot eu ne-l construiesc, tot eu pot să-l scot, să-l distrug și să mă eliberez de dânsul. Nu de mult am cunoscut o artistă pe nume Meg Myers. Am cunoscut-o pe YouTube, băi, nu, să nu credeți. La Montreal nu e ca la Chișinău, nu se întâmplă summer fest-uri chiar în fiecare weekend. La noi, abia acum, ca în noiembrie 2021, abia restaurantele sunt la plină capacitate, concertele se permit, meciurile de hockey, mă adică tot cu всякие restricții, gen n-ai voie să te chiși decât odată la două ore. Am cunoscut-o pe Meg Myers și este o cântăreață din state. Unii o descriu ca o combinație dintre Tori Amos și Nine Inch Nails, dacă îi cunoașteți pe artiștii ăștia, dar iarăși, eu am o problemă și cu aceste comparații, știi, când sunt oameni care scriu sau spun regizorul cutare este al doilea Tarantino. Acest fotbalist este deja al doilea Pele, iaca, uitați-vă la dânsul. Cosmonaftul acesta este al doilea Yuri Gagarin. Ce înseamnă doilea? De ce nu-i suficient să fie un Yuri Gagarin și altul, Stelian Cosmescu? De ce trebuie să fie al doilea? Vă nu v-a ajuns unul? Meg Myers este Meg Myers, o cântăreață din Statele Unite, independentă, mă refer la casă de producție sau cum se mai cheamă chestiile astea, nu tare faimoasă, are vreo 2-3 albume,
Am descoperit-o eu într-o sară, m-am ftâcnit în trânsa câteva săptămâni. Dacă asculți muzica ei sau dacă o vezi în versiunile ei live pe YouTube, versiunile acustice, ai o senzație de parcă mergi pe o gheață, foarte subțire, dar în loc să-ți fie frică, tu simți cum te ține în același timp, cum tu mergi pe gheață, te ține de moțoc un monstru mare, mare și grijuliu. Monstru și ăla absolut necesar, știți? Monstru fără întunericul căruia noi n-am putea distinge lumina. Și așa cum trăim am o vremuri în care e greu de delimitat arta de artist, m-am apucat să o caut pe Meg Myers pe social media, am găsit-o pe Instagram, și normal, și mi-apare în memorie un video pe care aș vrea să vă-l arăt. Ea l-a postat într-un moment în care încerca să înregistreze vreo 20-30 de probe la un mesaj banal din asta de necesitate, de birocrație virtuală în care un artist te îndeamnă. Băi, dă-mi te rog un follow pe platforma și aia, pentru că e ca muzica mea poate fi găsită și acolo. Și ea înregistrează un singur mesaj, da? Un singur mesaj, dați vreo 20-30 de probe și majoritatea sunt nereușite. Vă rog să vedeți bucata asta, pe urmă revenim. Hey guys, get... Fuck your faces. Hey guys, get all the latest on my new music. Just grab your Echo and ask Alexa to follow me on Amazon. Fuck! Hey guys, get all the latest on my new music. Just grab your Echo and ask Alexa to follow me on Amazon Music. You'll get the... Fuck your fucking face! Lift it up a little. Hey guys, get all the latest on my new music. Just grab your Echo and ask Alexa. Why are you smiling? Because you look cute. Hey guys, get all the latest on my new music. Just grab your Echo and ask Alexa to follow me on Amazon Music. You'll get all the updates on my new songs and release dates. Hey, this is Meg Myers. Swipe up to hear my new song, The Underground, right now on Fuck You! Mi-e atât de tare mi-a plăcut felul în care ea deschis, autentic, aproape indiscret, da? Uneori îți pare că e prea mult. O ales să-și arate toată vulnerabilitatea ei de artistă, toată frica ei că ceva s-ar putea să nu iasă bine și ar trebui să refacă. Self-hate-ul ăsta, auto-ura, da? Autocenzura atunci când îți auzi propria voce, propriul chip când îți-l vezi. Eu am asta. Tăți au asta, eu aș vrea să cred. Poate unii sunt mai rezistenți, alea, sau mai toleranți. Și în momentul ăsta înțelegi că tu nu ești suficient de intens, nu ești suficient de bun, nu ești suficient de explicit în ce ești și spui, dar când vreodată o să fibă suficient, Andriuha? Johnny Davis, bleat, el vreodată a spus înainte de a lansa o piesă, trebuie să mai lucrez la acest material, încă nu e gata. Nu cred, bleat, nu cred. Poetul Arcadie Suceveanu scrie: despre viața mea n-am scris niciodată nimic. Despre viața mea vroiam să scriu ceva nemaipomenit de frumos. Dar mereu îmi tot spuneam, nu acum, poate altă dată. Acum e mai bine să vorbim despre vulturi, ori despre vulpi, ori despre... Și acum cea mai grea întrebare, cel puțin pentru mine, de ce? De ce îmi trebuie mie un podcast? De ce pe voi asta v-ar interesa? Ca să arăt că am urcat pe muntele vieții și acum mă uit în jos la toate drumurile întortocheate pe care le-am parcurs cu glorie și curaj? Lol. Nu, nu acum. Poate altă dată.
Sau eu fac Radio Lumina ca să dau sfaturi despre cum să-ți trăiești viața, cum merită trăită viața, pentru că eu judec în baza unui singur exemplu în gust și poate chiar e repetabil și dau sfaturi. Apropo, recent Facebook m-a întrebat dacă vreau galăcică albastră în drept cu numele meu, știi? Să mă întrebe dacă vreau profilul meu personal, Andrei Bolocan, să fie verificat. Zic, bineînțeles, cine n-ar vrea, blin? Totul lumea bună are. Și eu știu, cel mai lisi. Mă apuc să completez un formular, îmi scriu numele, încarc un document oficial, un pașaport sau permis de conducere, așa cere Facebook ca să te identifici și să completez tot chestionarul ăsta. Și printre ultimele întrebări era una cu de ce? De ce eu aș vrea această galăcică? Și trebuia să răspund în nu știu câte semne. Am răspuns printr-o singură propoziție. Am scris Love is the answer. Dragostea e răspunsul. Peste câteva ore primesc notificare de la Facebook. Refuz. Refuz? Nu se poate! Nu-i loc de joacă, nu-i loc de glumă în acest metavers al Uțuc. Dacă vrei să fii verificat, dacă vrei să fii credibil, dacă vrei să ai galăcică, trebuie să fii serios. Preferabil la costum, încrezut în tine, cu spatele drept, fix ca un mort. Așa că atunci când mă întrebați sau atunci când mă întreb eu pe mine, de ce? Când toată lumea deja are câte un podcast, de ce trebuie să mai am și eu unul? Eu aș prefera să cred că nu-i răspuns mai bun la întrebarea asta decât dragoste. Și la urmă aș vrea în edițiile mele solo aici la Radio Lumina, aș vrea de fiecare dată să vă las câte o impresie, un gând, o observație, o recomandare, poate o doleanță, poate uneori un moment poetic sau o bucată de cover de cântec pe care copiii deja s-au săturat să-l audă urlat în casă, dar pentru care voi poate ați avea urechi de auzit. Și azi vreau să vă las cu o lecție pe care am învățat-o recent. Nu cumpărați covoare foarte tarcate dacă aveți copii mici în casă. La început ați credeți că toate-i zăiepiți, uite și curățenii, uite, nu se vede murdăria pe covorul tărcat. Dar, nu mă dai să te tăvălești pe covor, nu mă dai să te joci cu așa mici, descoperi mici bucățele. Foarte multe mici bucățele de piese de Lego, de păr în mâncare, de boțuri, de cacaște, de tot ce vrei care se ascunde în fibrele acestui covor. Și tu înțelegi că nu trebuie să cumperi covoare foarte tărcate dacă ai copii mici în casă. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând. Ciao! Iată-ți